dragii mei, ne aflăm în ultimul episod al seriei de mesaje Cuvinte puternice. Vreau să vă aduc aminte că anul acesta, pe data de 15 septembrie, am avut primul mesaj din această serie și atunci vorbeam despre importanța incontestabilă a cuvintelor. A fost mesajul de deschidere. Vă aduc aminte numai câteva lucruri. Spre exemplu, spuneam, cuvintele noastre ne arată identitatea noastră, cine suntem noi. Au o putere incontestabilă pentru că ne dezvăluie pe noi. După cum cuvintele scrise în Scriptură îl dezvăluie pe Dumnezeu, cine este El, la fel ceea ce scoatem noi pe gură arată cine suntem noi. Cuvintele sunt importante. Apoi, cuvintele noastre arată credința noastră. Ceea ce scoatem pe gură arată în ce credem, în cine credem, ce fel de credință avem. Cuvintele noastre arată viitorul nostru, locul în care ne îndreptăm. Dacă avem niște cuvinte negative, aceea ne va fi și direcția noastră. Dacă cuvintele noastre sunt pozitive, pline, încărcate de credință, înspre acolo ne vom îndrepta. Au fost 7 cuvinte pe care le-am luat în discuție, cuvinte puternice, și am învățat la fiecare cuvânt în parte cum să-l folosim, încât cuvântul acela să aibă impact, să aibă putere spirituală în viața noastră, înaintea lui Dumnezeu și în viața altora. Pe rând, am trecut prin cuvântul mulțumesc, apoi am studiat cuvântul ajută-mă, vreau, apoi te iubesc, al 5-lea cuvânt învață-mă, al 6-lea cuvânt unul greu, iartă-mă. Iar în seara aceasta, în ultimul mesaj, ne vom uita la al 7-lea cuvânt. Cuvântul cred. Vă invit să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură. În Evanghelia lui Marcu vom citi ultimul capitol, Evanghelia lui Marcu, capitolul 16, începând cu versetul 15. Data trecută citeam din ultimele versete din Evanghelia lui Luca, de data asta ne uităm la ultimele versete din Evanghelia lui Marcu. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi. Vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vor bea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Amin. Dragii mei, trebuie să vă spun că toți oamenii cred în ceva. Nu există om necredincios. Să vă dau câteva exemple. Astăzi, 1 decembrie, sunt oameni care cred în România. Și sărbătoresc asta, cred în România mai mult ca orice. Dar vine 2 decembrie și uită că au crezut în România. Uită că ei sunt români. Alții cred în știrile de la TV, în ceea ce se vehiculează pe Facebook. Și cred. Voi ați pățit vreodată, de exemplu, pe Facebook să vezi accident nu știu de care, nu știu cât morți. Păi, vreau să aflu și eu. În vestul țării, în orașul Timișoara, dai click și când colo nu e adevărat. Dar prima dată am crezut că e adevărat, mi-au furat un click. Alții cred în horoscop, abia așteaptă luni dimineața, se duc, cumpără ziarul, deschid internetul, cred în horoscop. În sfârșit, sunt și oameni naivi printre noi. Alții cred în spiritul Crăciunului, altfel spus, în Moș Crăciun. În spiritul Crăciunului cred și eu. Ăsta este comerțul. Ăsta e spiritul, adevăratul spirit a Crăciunului, să se facă mulți bani. Cred că asta îi conduce pe mulți în sărbătoarea Crăciunului. Alții cred în Loto 6 din 49, cred puternic în asta. Și știți, o țară cu cât este mai săracă,
cu atât are o credință mai puternică în Loto 6 din 49. Alții încă mai cred în Black Friday. Naibi și ăștia. Și ultimii la care m-am gândit eu, vieții de ei, alții, și se pare că tot mai mulți, cred că pământul este plat. Au și ei credința lor. Însă ce te faci când ai această credință și vezi că e în zadar? La un moment dat te trezești cu o eclipsă de ceva și vezi că de fapt pământul, ar trebui să înțelegi că pământul nu e chiar atât de plat pe cât ai crezut tu. Și ai observat că ai cărat în spate o credință ce s-a devalorizat. În seara aceasta aș vrea să nu avem o credință care se risipește. O credință neargumentată. Cred în ceva, în ceva ce este nesigur. În ceva ce nu are putere. Aș vrea cuvântul cred să fie unul cu putere în viața noastră. De aceea mesajul meu în această seară se intitulează Când cuvântul cred are putere? Haideți să ne uităm în textul pe care l-am citit, să vedem practic condițiile în care cuvântul cred are putere. Și spun prima dată în felul următor. Cuvântul cred are putere atunci când este bazat pe Evanghelie. Uitați-vă ce spune versetul 15 și 16. Iisus le-a spus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți ce? Evanghelia. La orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Uitați-vă la versetul 16, spune acolo, cine va crede? Și întrebarea este, în ce să creadă? Răspunsul este în versetul 15. Domnul îi trimite pe ucenici să vestească Evanghelia. Așadar, în versetul 16 spune, cine va crede Evanghelia și se va boteza va fi mântuit. Credința trebuie să aibă un obiect. Trebuie să aibă un scop. Credința trebuie să aibă niște argumente. Ori toate aceste argumente, potrivit Bibliei, se găsesc în Evanghelie. Cine crede Evanghelia are o credință puternică. Bineînțeles, credința multora este bazată pe sentimentele pe care le resimte. Și atunci, dacă are niște sentimente efervescente, niște sentimente de bucurie, la fel este și credința. Ce mai faci? Cum ești? Și pentru că are niște sentimente din astea așa efervescente, va zice, credința mea este una puternică. A răsărit soarele, totul îmi merge bine. Însă, atunci când dă de primul necaz, de prima știre pe Facebook și se întristează. Hei, cum e credința ta? Aia nu este o credință puternică. Pentru că această credință depinde de starea emotivă. Nu este o credință puternică. Este o credință care se poate foarte ușor manipula. Unii cred în situațiile prin care trec. O credință situațională. Ești bolnav? Așa ți este și credința. Bolnavă. Și îi vezi pe acești oameni care se panichează. Vai. Ce se întâmplă cu mine? Oare ce se va întâmpla? Doamne, unde ești? Cum de-ai permis așa ceva să mi se întâmple? Sau se întâmplă ceva în viața lui deosebit de frumos, credința este ca atare. Credința altora este bazată pe tradiția în care s-au născut. Și n-ar crede altceva decât ceea ce au primit de la mama, de la tata, de la bunicul. Unii cred în obiceiul zonei, al culturii, alții cred foarte puternic în frica de oameni. Știți celebra vorbă, te pui să faci și tu ceva și îți vine în minte credința asta. Dar ce au să zică oamenii? Pentru că ți este frică de oameni, la fel îți este și credința. Textul Bibliei, textul din seara aceasta, ne spune că există un singur tip de credință care are putere și care aduce mântuire. Credința bazată pe Evanghelie. Ce este Evanghelia? Exact ceea ce noi vom sărbători și vom proclama. Evanghelie înseamnă veste bună. Tehnic vorbind înseamnă veste bună. Însă vă rog ca să deschideți împreună cu mine în 1 Corinteni, capitolul 15, ca să vedem exact ce înseamnă această veste bună. Pavel le scrie celor din Corint în felul următor. 1 Corinteni 15 cu 1. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas. Și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut.
V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu că, și uitați conținutul Evangheliei, Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, adică lui Petru, și apoi celor 12. Și după aceea continuă relatând arătări are Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă Evanghelia? Evanghelia conține întruparea Domnului Iisus Hristos, viața Domnului Iisus Hristos, ceea ce El a făcut pe pământul acesta, adică semnele, minunile, predicile, poruncile pe care El le-a dat, conține crucificarea Domnului, moartea Domnului, îngroparea Domnului și învierea Lui. Apoi înălțarea Lui și șade la dreapta Lui Dumnezeu. Și iarăși va să vie cu putere și slavă să judece vii și morții. Asta este Evanghelia. O credință bazată pe viața Domnului Iisus Hristos, pe persoana Domnului Iisus Hristos, este o credință puternică. Cineva crede, nu ceea ce a moștenit, nu ceea ce se aude, cineva crede, nu ceea ce se zvonește, nu ceea ce este la modă, nu ceea ce gâdilă sentimentele sau urechea într-un mod plăcut. Cine crede Evanghelia, adică ce scrie despre Domnul Iisus Hristos, omul acela are o credință puternică. Aici nu este vorba despre un curent religios mai nou sau mai vechi. Este vorba despre cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Pentru că am citit din Marcu. De exemplu, în Marcu, așa și începe el Evanghelia. Capitolul 1, versetul 1 spune așa. Marcu, capitolul 1, versetul 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Așa și începe el Evanghelia. Și încheie Evanghelia spunând, cine va crede Evanghelia va fi mântuit. Dragul meu, chemarea pentru tine, dacă vrei să ai o credință puternică, nu o credință bătută de vânturi, nu o credință circumstanțială, nu o credință care se năruie, ci o credință puternică, care rezistă indiferent de vremuri, indiferent de cine iasă la vot, indiferent prin ce trece România, orașul tău, familia ta, o credință puternică este bazată pe Evanghelie. Acolo unde vezi un Hristos care din dragoste s-a întrupat pentru noi. Aduceți-vă aminte, noi vom predica din textul acesta. Iată, vă aduc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un, spuneți voi, un mântuitor. Trebuie să crezi asta. Vrei o credință puternică? Trebuie să știi că în cetatea lui David nu s-a născut un lider spiritual, religios. Nu s-a născut un om inteligent, un nou rabin, ci în cetatea lui David s-a născut un mântuitor. Unul care ți-a răscumpărat păcatele, unul care te eliberează de toate nenorocirile blestemului și îți dă o viață nouă. Asta este o credință puternică. La asta ești chemat. Dragul meu, de te bazezi pe ce simți. Simt să nu mă închin, simt să nu mă rog, simt să nu vin la biserică, simt că sunt un nenorocit, simt că nu mai pot, simt multe lucruri. Eu în seara asta te chem să crezi nu în simțurile tale, pentru că ele pot fi înșelătoare, ci să crezi în Evanghelia lui Iisus Hristos, în vestea bună. Este o veste bună. E bine, dragii mei, atât de mult am auzit vestea asta bună că ni s-au ros urechile cu este o veste bună, hei, Iisus te iubește. Da, serios, Iisus mă iubește. M-am plictisit de lucrul ăsta. Asta este realitatea. Încearcă să interiorizezi Evanghelia asta, să o cobori în adâncul sufletului tău și să înțelegi. Dacă vrei să ai o credință puternică, o credință mântuitoare, o credință ce nu se năruie, o credință pe care diavolul nu o poate sufla, trebuie să fie o credință bazată pe Evanghelie. De ce te voi întreba în seara asta? Cât de mult și de bine cunoști Evanghelia? Ceea ce a făcut Hristos? Apostolul Pavel, fac din nou referire la el, la un moment dat spune în Romani, capitolul 1, versetul 16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este, și fii atent aici, ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Este puterea lui Dumnezeu. Și știu că sunt în sală oameni care sunt dubii. Nu știu credința lor, nu știu dacă sunt mântuiți, dacă mai sunt pe cale cu Domnul, dacă Domnul îi mai iartă,
dacă pot fi salvați, ce se întâmplă cu ei, dacă mai au vreo șansă. Nu mi-e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos. Acea Evanghelie care se pleacă la omul cel mai păcătos. Pentru că oamenilor le era rușine de asta. Ar vrea Evanghelia să facă referire doar la oamenii înalți, suspuși. Mie nu mi-e rușine, spunea Pavel. Pentru că Evanghelia se uită la oamenii cei mai nenorociți, cei mai depravați, la oamenii bolnavi, la oamenii care au făcut lucruri groaznice, ce nu se pot spune în public. Această Evanghelie este mântuitoare, este puterea lui Dumnezeu pentru fiecare care crede. De ce eu te întreb în seara asta, tu ce crezi? Sunt predici pe care nu trebuie să le crezi, pentru că nu sunt inspirate din Evanghelie. La fel și cântări și poezii. Sunt mesaje pe care le auzi și nu au nicio treabă cu Evanghelia, cu Iisus Hristos. Dacă vrei un restart la viața ta, dragul meu, te chem să crezi Evanghelia. Mă rog, Domnule, ca de pe platforma acestei biserici, de fiecare dată, să se vestească Evanghelia lui Iisus Hristos prin cântare, iată, prin poezie, prin predicare, Evanghelia lui Iisus Hristos. Să nu credem în nimic altceva decât în Evanghelia lui Iisus Hristos. Dacă credința ta este slabă, întreabă-te cum este Evanghelia pe care o citești, Evanghelia în care crezi, Evanghelia pe care o proclami. Cum este? Îți spun eu, slabă. Golită de esență, golită de Hristos. Evanghelia are putere atâta vreme cât este centrată în Hristos. Oare nu este Evanghelia în care tu crezi una tăiată, înjumătățită, împărțită, în mare parte necunoscută? Te chem în seara asta să iei decizia de a citi Evanghelia, de a crede Evanghelia, de a-ți baza întreaga ta viață pe Evanghelie, adică pe ceea ce a făcut Hristos. Apoi, cuvântul cred are putere, în al doilea rând, când este urmat de dovadă publică. Uite-te ce spune cuvântul Domnului. Cine va crede în Evanghelie și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. O credință este puternică când este bazată pe Evanghelie și asta te mână, te duce la pasul al doilea. Și Domnul spune așa. O credință este puternică atunci când există o dovadă a credinței în Evanghelie. Și dovada asta este una publică. Nu este o dovadă ascunsă, interiorizată. Mă, nu știi, crede, nu crede, ce o fi cu el. Credința este puternică în momentul în care ai curajul acesta să te ridici în picioare, să vii în fața oamenilor, mulți sau puțini, și să spui, eu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Eu cred în Evanghelie. Atunci credința este puternică. Dacă tu ești unul dintre oamenii care, da, crede, crede în Iisus, crede în Evanghelie, însă ai amânat momentul să faci dovada publică a credinței tale. Dragul meu, te previn și îți spun, credința ta este una slabă. Este una care riscă să fie risipită. Se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva la nivel spiritual. Se întâmplă ceva în văzduh, în lumea spirituală, în momentul în care tu crezi în Evanghelie și nu ți-i doar pentru tine, ci proclami într-un mod public lucrul ăsta. Ceva se întâmplă. Credința aceea se leagă. Intri într-un legământ. Ce este botezul? Pentru că Domnul face aici referire la botez. În lumea antică, în care Marcu scrie, era comun botezul, spălările ritualice, atât la evrei cât și la neevrei. Evreii au făcut un adevărat cult din spălările ritualice. E bine, pentru ei n-a fost greu să înțeleagă ce înseamnă când te botezi. Pentru ei a fost foarte simplu. Înseamnă spălare, înseamnă curățire. Orice intrare în apă, fie că îți spălai mâinile, fie că te scufundai în apă și făceai anumite băi ritualice, erau unii evrei care, mai bogați, care chiar aveau bazinul lor acasă, un fel de piscină, însă nu era pentru relaxare, era pentru ritual. Și ei știau, ei când se scufundau, ei se curățau. Dragul meu, proclamarea asta într-un ritual a credinței în Iisus Hristos are un mare impact.
Haideți să vă dau un exemplu, ca să mă înțelegeți și mai bine. Sunt doi tineri, el și ea. Și se văd la biserică și se uită unul la altul și, după cum auzeam un studiu că din ce în ce mai multe cupluri se întâlnesc pe Facebook și își scriu online, bineînțeles că el nu vine să-i vorbească ei la biserică, ferească Dumnezeu. Se duce acasă și scrie pe Facebook. Și începe să fie interesată de ea și comunică și ea în mărinimia ei comunică cu el și povestesc. Și la un moment dat ea îi spune unei prietene comune, auzi fată, mi se pare că ăsta, ca să mă adresez și eu, da, mă opresc aici, renunț la ispită, nu cad în ispită. Ăsta, mi se pare că vrea ceva de la mine. Și ea îi spune, dar eu știu ce vrea de la tine, eu știu că te iubește și eu știu că ține la tine și de aia ți-a scris pe Facebook și nu știu ce-mi spune. Dar dacă el nu-și ia inima în dinți să-i spună, măi fată, vreau să spun verde în față, îmi ești dragă, degeaba. El poate tot să-i dea like-uri la poză până se satură, că mai sunt și alții 100 care... El tot poate să-i spună ceau, ce mai faci, că degeaba. El poate să acasă să fiarbă inima în el de iubire pentru ea. Degeaba. Trebuie să te duci. Și asta e degeaba, că te duci și îi spui, auzi fată, nu știu ce. Trebuie la un moment dat să o iei frumos de mânuță, să vii la birou pastoral, să spui, frate, avem gânduri. Ai vorbit cu părinții? Da, am vorbit cu părinții. Bun, atunci hai la sfatul popular și mergem la și acolo să semnează niște acte și abia atunci, na, acum da, gata. Vii la biserică, punem mâinile, ne rugăm, cerem binecuvântarea Domnului și uite așa, încă o familie întemeiată. Mergeți, umpleți lumea, stăpâniți pământul. O relație, o iubire trebuie să fie certificată. Trebuie să fie dovedită. Așa este? Amin? Sigur că da. Eu am zis exemplul ăsta, doar mai vorbește Domnul la câte unul, că nu v-ați prins. Dragii mei, la fel este și în relația cu Domnul. Frate, eu cred în Domnul, mă bucur. Să vreau să știi că tu trebuie să ai o credință puternică, nu o credință slabă. Când nu mărturisești, credința este una slabă. Când mărturisești, faci o dovadă publică, credința aceea este una puternică. Rupe legătura fricii, a fricii de oameni, a fricii de trecut, de viitor. Și acum vreau să spun ceva. Te-ai botezat, slavă Domnului. Credința ta este încercată. Dragul meu, te provoc ceea ce ai făcut în prima zi a botezului tău. În prima zi când ai intrat în apa botezului tău și ai proclamat credința în Iisus Hristos, că îl vei urma pentru totdeauna, dragul meu, același lucru trebuie să-l faci în fiecare zi. Crezi și dai dovadă publică. Crezi și dai dovadă publică. Crezi și dai dovadă publică. Cum faci asta? Asta o faci la închinare. Închinarea este o dovadă publică a credinței tale în Iisus Hristos. Ceea ce facem aici și încercăm să vă încurajăm. Ascultă aici, ori de câte ori vii la biserică și tu crezi că Iisus Hristos este Domnul, dar nu faci dovadă publică a acestei credințe. Credința aia este o credință slabă, care va fi fluturată, care va fi risipită. Crezi în Iisus, închină-te și închină-te în mod public. Crezi în Iisus, spune împreună cu noi. Cred în Iisus Hristos, spune asta. Crezi în Iisus, atunci aplaudă-L pe Iisus. Să rămână toți de rușine. Crezi în Iisus Hristos, atunci dăruiește. Deci cred în Iisus, uite de aia. Crezi în Iisus Hristos, atunci depune mărturie publică cu viața ta. Auzi, tu de ce nu curvești? Tu de ce nu furi? Tu de ce ai o anumită moralitate care se înscrie în cadrul acesta iudeo-creștin? Pentru că eu cred în Iisus Hristos, eu cred în Evanghelie. De ce eu nu fac toate aceste lucruri? Aia este dovadă publică a credinței tale. Ai observat, ori de câte ori ești ispitit să faci ceva și tu spui, eu nu fac pentru că eu cred în Evanghelie, cred în Iisus Hristos. Ai observat că se întărește credința ta? Devii tot mai puternic spiritual? Ai observat că ori de câte ori pleci capul, ori de câte ori nu declari, tu nu cazi în păcatul respectiv, în ispita respectivă, dar nici nu proclam public, nu aduci nicio dovadă publică a credinței tale. Ai observat că ești tot mai slab? Ești tot mai slab? De ce eu te provoc și te chem, omule,
fă dovadă publică a credinței tale. Pentru că Domnul spune așa, oricine crede și se botează va fi mântuit. Pentru că nu există relație dacă nu este oficializată. Prin actul botezului se oficializează relația. Acum Domnul spune mai departe, însă dacă sunt oameni care intră în relația aceasta fără a avea credință, vor fi osândiți. Este același exemplu în care cei doi își scriu pe Facebook, în care cei doi încep să povestească, dar el nu o iubește. Îi place de ea numai că e din familie bună. Știe că are apartament și nu o să rămână pe străzi. Nu o să trebuiască să... Și atunci presupune că o iubește, intră în relație cu ea, se căsătorește cu ea, dar să nu o vadă. Îi place apartamentul ei. Foarte mult îi plac părinții ei. Dar de ea îl apuc așa de la stomac. Degeaba. Degeaba ai venit la biserică dacă tu nu o iubești, dacă tu nu o iubești așa cum zice în Efeseni 5. Degeaba intri în apa botezului dacă nu ai credință. În Evrei spune și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Degeaba intri în apa botezului, ascultă-mă bine, degeaba iei din cină dacă tu nu crezi. Degeaba iei din cină să vadă ceilalți că ești pe bune, ești și tu. Degeaba vii la biserică, omule, degeaba te-ai înscris într-un activism din acesta creștin. Este degeaba, tu trebuie să crezi. Trebuie să lași inima ta să fie sensibilizată de Duhul lui Dumnezeu. Mintea ta să fie luminată de Evanghelie. Să fie trezit Duhul în tine. Pe altarul inimii tale să fie aprins focul credinței. Trebuie să te uiți la Hristos și să te lași fascinat de Hristos. Să-L iubești. Asta este o credință puternică. O credință ce dă dovadă și o dovadă publică. Cuvântul cred are putere atunci când este bazat pe Evanghelie, atunci când este urmat de dovadă publică și în ultima instanță în seara aceasta, cuvântul cred are putere când este manifestat în slujirea altora. Uitați-vă ce spune Evanghelia. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Și fiți atenți, iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau pe el, pe cuvântul predicat. Notează-ți lucrul acesta. Credința este puternică în momentul în care îi slujești pe alții. Biblia spune așa, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Pentru că nu există om care să creadă puternic și să nu facă nimic. Credința este puternică și devine tot mai puternică în momentul în care te implici în slujirea altora. Fii atent. Te plângi de faptul că ai o viață searbădă, te plângi că nu mai sunt minuni, te plângi că nu experimentezi pe Domnul, că nu mai simți, trebuie să spun următorul aspect. Ori de câte ori credem doar pentru noi, nu vom experimenta viața cu Domnul. Când cred pentru mine, cred strict pentru portofelul meu și nu mă interesează de nimeni și de nimic. Domnule, eu cred în tine, mai dai ceva bani? Doamne, eu cred în tine, vreau să fiu sănătos. Doamne, eu cred în tine, vreau să fiu fericit. Doamne, eu cred în tine. Dă-mi, fă-mi, adu-mi, înmulțește. Credința aceea nu este o credință puternică. Este o credință pe care oricine poate să o aibă. Însă credința devine puternică în momentul în care acționezi, slujești. Spune aici, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și cuvântul ăsta, însoțire, prin definiție, înseamnă mișcare. Dacă stai, nu te poate însoți. Pentru că puterea credinței este doar pentru cei ce merg, doar pentru cei ce lucrează, doar pentru cei ce slujesc. Ascultă bine, semnele care însoțesc credința
nu este pentru niciun leneș, pentru niciun puturos, pentru niciunul care stă și vrea pentru el. Vrea doar pentru sine să vadă semne, să vadă minuni. Pentru astfel de oameni, semnele vor lipsi cu desăvârșire. Uite-te ce spune Evanghelia. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Pentru că este nevoie de semn, semn divin, semn supranatural. De ce? Pentru că atunci când mergi pentru Hristos ca să vestești Evanghelia, spune aici, în numele meu vor scoate dragi. Știi de ce e nevoie de semnul acesta? Pentru că atunci când mergi ca să vestești Evanghelia, dai peste dragi. Și ai nevoie de credință, de semnul acesta, ca oamenii să fie eliberați. Însă spune-mi și mie, de ce să fii însoțit de semnul acesta al exorcizării, dacă tu nu faci nimic? De ce să ți-l dea Domnul? Să faci ce cu el? Veți lua în mână șerpi și nu veți păsi, vă vor mușca și nu veți păți nimic. Tu de ce să ai parte de un astfel de semn? Că în siguranța confortului tău acasă, nu vine niciun șarpe, stai liniștit. N-are de ce să-ți dea Domnul. Spune aici, vor vorbi în limbi noi, capacități noi, supranaturale de a vesti cuvântul Domnului. De ce să vorbești în limbi noi? De ce să prorocești în oglindă? Nu-ți dă Domnul pentru așa ceva. Ascultă suflete, spui la ăla din oglindă. Nu-ți dă Domnul așa ceva. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. De ce să-ți dea Domnul asta? Dacă tu nu predici Evanghelia, dacă tu te predici pe tine, dacă tu predici niște emoții, dacă tu predici o tradiție, dacă tu predici o frică de oameni, de ce să-ți dea Domnul credință? Să vii însoțirea aceasta a semnului vindecării oamenilor? De ce? Dragii mei, trebuie să ne ridicăm fiecare dintre noi în picioare și să începem să mergem, să vestim Evanghelia la orice făptură și Domnul ne va însoți cu semnele și minunile sale. Trebuie să ne uităm să mergem la biroul colegului nostru și să-i vestim Evanghelia. Da, vom da peste o dramă în viața acelui om. Însă ține cont, atunci credința se va manifesta și va fi semn pentru tine și pentru omul respectiv. Da, s-ar putea să dai peste oameni demonizați, dar nu-ți fie frică, pentru că acolo va fi puterea lui Dumnezeu. Noi aici suntem adunați pentru a predica Evanghelia și nimic altceva. Și predicăm Evanghelia tuturor oamenilor și noi credem că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Hristos, El este prezent. Și noi credem că în locul acesta sunt oameni vindecați, sunt oameni eliberați, sunt oameni care experimentează semne și minuni în viața lor. O, da, credem asta. Noi aducem aici pe oameni pentru a predica un cult, o religie, un om, o tradiție. Predicăm Evanghelia. Iisus Hristos este Domnul. Se poate supăra dracu oricât ar vrea de tare. Sic, noi tot pe Hristos îl predicăm. Și nu ne este frică. De ce? Pentru că știm că de partea noastră este Domnul. Și că El ne însoțește și cu protecție, ne însoțește și cu autoritate, ne însoțește cu semnele și minunile sale. Nu că suntem noi grozavi, dar grozav este cuvântul pe care îl rostim. Ați văzut? În versetul 20 spune acolo, și Domnul era împreună cu ei pentru un singur motiv, pentru că ei vesteau Evanghelia și Domnul lăsa semne și minuni, nu pentru ei, ci pentru Evanghelia vestită. Unde sunt doi sau trei adunați, nu în nume propriu, ci în numele lui Iisus, acolo este prezența Lui. Eu în seara asta te întreb pe tine, dragul meu, cum este credința ta? Vorbesc ca celor oameni care încă nu s-au botezat. Vorbesc ca celor oameni care încă n-au dat dovadă publică de credința lor. Dragul meu, de vrei credința ta să fie una puternică, bazează-te pe Evanghelie. Sunt aici oameni aplecați de tot felul de vânturi într-o parte și în alta. Sunt aici oameni care plutesc ca o frunză. Nu știi ce să mai crezi? Ai spus așa vreo? Nu știu ce să mai cred. Dragul meu, trebuie să te întorci la Evanghelie. Renunță la ce ai auzit. Renunță la ce ți se pare. Chiar la gândul care stăruiește în mintea ta și îți spune că ești un nemernic, că ești un gunoi. Renunță la asta și întorce-te la Evanghelie. Și vezi că pentru tine a murit Hristos. Asta este credință puternică.
Asta va avea efect în viața ta. Asta va avea efect în lumea spirituală. Și apoi mărturisește cu glas tare și spune: cred. Cred că Iisus Hristos este Domnul meu. Dacă tu ești unul dintre oamenii înjosiți și călcați în picioare în seara asta, de frică, de deznădejde, dacă își bate diavolul joc de tine, tu ridică-te în picioare și spune în seara asta, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, cred că sunt iubit de Dumnezeu. Cred că sunt salvat în sângele lui Hristos, în rănile lui este vindecarea mea. Cred asta. Asta este o credință puternică, bine întemeiată. Fă dovada publică. Ține minte, nu pe tradiție, nu pe poziție, nu pe conjunctură, nu pe sentimente. Pe Evanghelie bazează-ți credința. Manifestă-ți credința ta și haide, începe să slujești. Ai fost chemat, omule, nu ca să fii mântuit și atât. Ai fost chemat de Dumnezeu ca să înțelegi Evanghelia și apoi să o spui altora. Am întâlnit cu slujitorii în camera exact de aici, de după zidul acesta, înainte de program, și ne-am rugat. Și le-am spus așa, Dumnezeu ne-a dat talanți, Dumnezeu ne-a dat responsabilități, Dumnezeu ne-a dat daruri, să ne ferească Dumnezeu să ascundem darurile acestea, să ne ferească Dumnezeu să slujim cu jumătăți de măsură, fără să ne implicăm, să ne ferească Dumnezeu de un astfel de păcat. Cu tot ce suntem, cu tot ce avem, trebuie să-L slujim pe Dumnezeu, slujind oamenilor. Nu este ușor. Da, primim tot felul de piedici, tot felul de bariere. Diavolul răcnește ca un leu, caută pe cine să înghită, caută să aducă dezbinare în biserica asta, caută să rupă, să distrugă. Dar mai puternic decât diavolul este El, Evanghelia, vestea bună, Iisus Hristos. El este Domnul nostru. Glorie Domnului în veci. De ce nu renunțăm? De ce nu dăm înapoi? Ci ne ridicăm în numele Domnului și predicăm Evanghelia lui Iisus Hristos, orice s-ar întâmpla. Știm că Domnul ne însoțește.